Nu e ușor să fii antreprenor, dar sub îndrumare acest lucru poate deveni realitate. Stai alături de mine pentru a afla avantajele și dezavantajele unei francize, dar și ce presupune aceasta. În cele ce urmează, vom sta de vorbă cu Dana Vlășceanu, master francizor Nomazvelo în România, una dintre cele mai mari francize din lume. Bună, Dana! Bună, Georgiana! Bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Începem cu începutul. Ce este o franciză? Franciza reprezintă un sistem de vânzare a unor produse sau a unor servicii bazate pe o colaborare constantă și de lungă durată între două persoane fizice sau două persoane juridice. Această colaborare are la bază un contract de franciză semnat pe o durată de 5 sau de 10 ani cu opțiunea de prelungire. Franciza reprezintă o variantă pe care o poți lua în calcul în cazul în care dorești să începi o afacere, dar încă nu ai idee despre cum să dezvolți și să implementezi această afacere. Prin urmare, francizorul vine și îți oferă know-how-ul și un sistem deja testat care funcționează, pe care tu îl poți implementa. Sistemul de franciză este unul foarte cunoscut, în special în industria fast food, dar nu numai. Printre cele mai cunoscute francize din lume, putem enumera McDonald's, KFC, sistemul Hilton, Carrefour sau sistemul Nomazvelo, centre de înfrumusețare. Bun, deci există mai multe tipuri de franciză. Care sunt acestea? În funcție de tipul de activitate, avem mai multe tipuri de franciză, printre care franciza de distribuție, franciza de producție, franciza de servicii sau franciza mixtă. Care sunt avantajele unei francize? Printre cele mai importante avantaje al unui sistem de franciză este că operezi un brand deja cunoscut, testat pe piață de mai mulți ani, care s-a dovedit a fi funcțional și care operează în mai multe țări și în mai multe locații. Un alt avantaj îl reprezintă faptul că pe toată durata colaborării beneficiezi de asistență tehnică, traininguri constante și asistență managerială. Practic, toată evoluția afacerii tale este supervizată de persoane care dețin master franciza și care te îndrumă pas cu pas. Există și dezavantaje ale acestui sistem de franciză? Unul din dezavantajele sistemului de franciză le reprezintă faptul că se plătește o taxă de intrare în franciză sau o taxă a unui pachet inițial de deschidere al francizei, precum și taxele lunare de redevență și de marketing. De asemenea, contractul se semnează pe o perioadă de 5 sau 10 ani de zile, iar în cazul nerespectării contractului de către francizat, se poate rezilia și în același timp nu este garantată resemnarea contractului de franciză. Cum obții o franciză? Deschiderea și operarea unei francize se face în baza semnării unui contract de franciză pe o perioadă de 5 sau 10 ani de zile, prin care francizorul îți oferă toată îndrumarea și know-how-ul de care tu ai nevoie pentru a-ți deschide propria afacere. Acest contract se semnează între două părți care sunt independente din punct de vedere juridic și financiar și francizorul îndrumă pas cu pas francizatul din momentul în care acesta își deschide franciză, precum și pe toată durata colaborării. Care sunt pașii deschiderii unei francize? De la francizor vei obține brandul, conceptul, strategia de marketing și toți pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a-ți deschide noua afacere. Însă nu este suficient doar de implicarea francizorului, este nevoie și de o analiză a pieții făcută de către francizat în funcție de zona în care acesta dorește să-și deschidă locația, găsirea spațiului adecvat tipului respectiv de afacere și, bineînțeles, găsirea angajaților. Chiar dacă francizorul oferă o strategie de marketing, este și în responsabilitatea francizatului să-și dezvolte local o strategie de marketing prin care să-și promoveze propria locație. Sunt pasionată de beauty și vreau să-mi deschid o franciză Nomazvelo. De ce buget am nevoie? Bugetul de care un viitor francizat are nevoie variază între 20.000 și 30.000 de euro. În cazul unei francize Nomazvelo Point, care înseamnă deschiderea unei cabine Nomazvelo într-un centru de înfrumusețare deja existent, este nevoie de un buget de 20.000 de euro. În cazul în care vorbim de un salon Nomazvelo individual de sine stătător, este nevoie de un buget de 30.000 de euro. În acest buget sunt incluse toate tehnologiile necesare pentru efectuarea tratamentelor Nomazvelo,
pachetul inițial de produse, atât pentru partea de consum în cabinet, cât și pentru partea de revânzare, trainingul inițial, elementele de branding, atât exterioare cât și interioare, precum și amenajarea sălii de tratament. Ce redevențe lunare se percep pentru un salon Nomads Velo? Pentru un salon Nomads Velo vorbim de două taxe lunare care se achită, și anume taxa de redevență, care este în valoare de 500 de euro și în care sunt incluse suportul pe partea de dezvoltare a afacerii, partea de training, partea de mentenanță a echipamentelor, precum și echipamente de rezervă în cazul defecțiunilor, și 292 de euro, care reprezintă o taxă de marketing plătită lunar de către francizat, în baza căreia se fac acțiuni de promovare a brandului în România. Care sunt pașii pentru a-mi deschide un salon Nomads Velo? Da, primul pas este să ne cunoaștem, să stabilim o întâlnire prin care să detaliem tot ceea ce presupune această franciză de înfrumusețare, care este bugetul inițial, care este planul de afaceri și care sunt următorii pași după achitarea pachetului de franciză. După această primă întâlnire, dacă ambele părți doresc să meargă mai departe în această colaborare, se semnează contractul de rezervare, se vizualizează minim 3 locații din care vom decide împreună care este cea mai adecvată deschiderii unui salon Nomads Velo. Ulterior se semnează contractul de franciză și, bineînțeles, se achită integral prețul pachetului de deschidere, iar în termen de o lună de zile putem inaugura centrul. Până la deschiderea centrului, noul francizat va avea misiunea de a recruta minim 2 angajate pe care le va aduce la sediul nostru central și le vom trainui, astfel încât în momentul deschiderii, atât angajatele cât și francizatul vor cunoaște toate serviciile, produsele și know-how-ul de care au nevoie pentru a gestiona o afacere la cheie. Mulțumesc, Dana! Acum mi este mult mai clar ce înseamnă o afacere la cheie. Practic ai nevoie de un brand de succes, de bugetul aferent, care implică de la câteva mii de euro până la câteva sute de mii de euro în funcție de ce afacere alegi, de locație și de gestionarea câtorva angajați pentru a fi antreprenor în România. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre antreprenorii români și poveștile lor de succes, dați like, subscribe și urmăriți clipul următor. Și dacă doriți să aflați mai multe detalii despre francize și chiar despre afacerea Nomads Velo, aștept comentariile voastre mai jos.